Ministerul Educației a stabilit ca din anul școlar 2013-2014 proporția mediei celor 4 ani de gimnaziu să fie de doar 25%, procent care să contribuie la media finală pentru admiterea în învățământul liceal. Până acum, media claselor 5-8 valora 50% din media finală de admitere la liceu. Prin această modificare, media obținută la evaluarea națională din clasa 8 va avea o pondere mai mare, respectiv 75% față de 50% cât era până acum. Până la adoptarea acestei măsuri, s-a făcut o analiză care a relevat diferențe notabile de la 2 până la 2,5 puncte între felul în care au fost evaluați elevii pe parcursul gimnaziului și media de la evaluarea națională a acestora. Această diferență a fost identificată în 25 de județe, printre care se numără și Argeșul. O situație îngrijorătoare o reprezintă și faptul că 35.000 de elevi din totalul celor care au participat la evaluarea națională nu au reușit să obțină minim nota 5. Școlile unde diferențele de notare sunt mari sau unde numărul elevilor cu medii de promovare a fost căzut vor fi monitorizate în mod constant.